poveste despre un băiețel, despre un băiețel de foc. Trăia odată pe lume un foc mic, dar fierbinte. El avea o mare dorință să se prefacă în băiețel, ca să aibă și el două mâini de baci, picioare sprintene, doi ochi ageri, mai în scurt, să fie un băiețel ca toți băieței. Pentru că el o rugase atâta. La urma urmei, zâna focului l-a prefăcut în băiețel. Însă, prefăcându-l, i-a spus că se va deosebi de toți ceilalți copii. Dacă va nemeri vreodată în apă, se va stinge pentru totdeauna și nu va mai fi atunci nici băiețel, nici foc. Iată așa s-a evit într-o casă mare și veselă, unde trăiau de acum mulți copii, băiețelul de foc. El alerga repede, sărea sus, iar când lucra ceva, zburau scânteie în jurul lui, atâta îi mai sporea totul în mâini. Băiețelul de foc era bun prieten cu ceilalți copii și se ducea peste tot împreună. Numai la râu, la scăldat, el nu se ducea. Odată s-a întâmplat că băiețelul de foc a rămas singur pe malul râului. El mergea și zâmbea, pentru că era soare în ziua aceea, pentru că vedea râul, copacii și iarba. Și deodată, ce să vadă? În râu se înneca un băiețel care nu știa să înnoate. Căpușorul lui abia se vedea din apă. Valurile îi acopereau fața. Ce să facă băiețelul de foc? Și-a amintit atunci de cuvintele zânei. De vei nemeri vreodată în apă, te vei stinge și nu vei fi atunci nici băiețel, nici foc. Și-a amintit aceste cuvinte băiețelul de foc, dar a sărit totuși în apă. A început a nota spre băiețelul ce se scufunda, a ajuns la el și l-a ridicat din apă. Și deodată a simțit că începe a se stinge, că mâinile și picioarele nu mai vor să-l asculte, iar ochii nu văd. S-a pornit să înnoate din răsputeri spre mal, mai repede, mai repede. Băiețelul de foc l-a scos la mal pe micuțul ce era să se nece, l-a pus jos, iar el, cum a ieșit din apă, s-a și stins. Pe nisip au rămas niște cărbuni negri. Băiețelul de foc nu mai era. Toate acestea le văzuse de sus soarele cel fierbinte și bun. El și-a adunat toate razele într-o rază puternică, vie și arzătoare, a îndreptat-o spre băiețelul de foc și se stinse și l-a înviat. A aprins iarăși întrânsul scânteia vieții. Deși el nu s-a mai făcut băiețel, acum devenise iarăși foc și nu o flacără mică, ci un foc cu inima arzătoare și mare. Asta a fost răsplata mărinimii și vitejii lui. Ți-a plăcut povestea? Noapte bună! Fuguță la culcare, că e târziu!